haideți să ne ridicăm acum să citim din cartea prorocului Osea, un singur verset, chiar de la început, pentru că seara aceasta va fi un pic de seară de recapitulare. Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații ai lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Amin. Doamne Tată Sfânt, te rugăm și în seara aceasta să ne vorbești. Mulțumim pentru că deja ne-ai vorbit prin rugăciune, prin cântări așa de frumoase. Te rugăm să ne vorbești în continuare și prin cuvânt, să zidești în noi chipul curat, frumos, practic și desăvârșit al Domnului Iisus, acel chip care merge la lucru în lume și culege roadă pentru Tatăl. În numele Lui și pentru slava Lui te rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum am spus, suntem în cartea prorocului Osia. Fratele Doru până acum a parcurs, cred că vreo 5 capitole, dacă nu mă înșel, și ar trebui să intrăm în al șaselea, dar a fost așa de răspândite în timp, cu întreruperi, că m-am gândit că ar fi bine să facem o mică recapitulare și data viitoare continuăm. Vă aduc aminte un pic despre acest proroc deosebit. Primul rând că este din seria prorocilor mici. Și m-am gândit de multe ori de ce le spune proroci mici. N-au fost mici pentru că, bineînțeles că pentru că erau mai scunzi, sau pentru că au scris lucruri mai puțin importante, ci pur și simplu Domnul le-a dat un rol mai smerit. Așa am ajuns la concluzia personală, uitându-mă în scripturi și la fel cum au fost categorisiți, ei au avut prorocii extrem de importante, dar nu au avut structura și până la urmă faima celorlalți profeți mari, și unele din prorocii sunt într-adevăr mai scurte, dar nu neapărat scurtimea, cât faptul acesta că ei au fost, să zicem așa, mai puțin lipsiți de mai lipsiți de faimă decât cei mari, poate că i-a făcut să fie categorisiți ca profeți mici. Prorocul acesta, Ozia, prin excelență, este un proroc deosebit. Un proroc ales de Domnul pentru o misiune foarte grea și aș vrea să ne aducem aminte de lucrul acesta, să ne minunăm de un om așa de credincios. Nu știu câți dintre noi, dacă Domnul ne-ar fi chemat la o astfel de slujire, am fi crezut-o în primul rând că vine de la Domnul, că nu poate să ne ceară Domnul așa ceva, nici să nu mai vorbesc că am fi acceptat-o și am fi ascultat-o. Și să fim, lecția de recapitulare din seara aceasta are câteva scopuri și unul din ele este acestea, să știți că Domnul nu lucrează după tiparele noastre. Domnul este un Dumnezeu suprem și când vine să ne vorbească trebuie să fim pregătiți să primim ce are El să ne dea. Că dacă avem noi tiparele noastre, nici măcar nu ne vorbește. Ne vorbesc tiparele și credem că ne-a vorbit Dumnezeu, dar sunt de fapt niște idoli pe care i-am pus acolo. Știți cine a mai trecut printr-o astfel de situație? Avram. Când Domnul s-a dus și i-a spus, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l ca jertfă pe muntele Moria, toți dintre noi probabil, Domnul să aibă milă, am fi spus, fugi de aici că nu e Dumnezeu. Pentru că avem tiparele noastre, avem Google-ele noastre, avem tot felul de alte ale noastre care iau încet încet locul Domnului. Și zicem că nu avem idol, dar avem mulți. Și asta e una din concluziile acestei cărți și am vrut să o recapitulez ca să ne aducem aminte de lucrul acesta. Ce interesant lucrează Domnul, e un Dumnezeu viu, Dumnezeu suprem, Domnul Domnilor, Rege al Regilor, suveran, înțelept, atot cunoscător, atot puternic și ceea ce El spune se face și dacă ne sincronizăm cu voia Lui, ajungem la culmile dorite de El. Dar nu neapărat pe un drum plin de glorie, că așa dorim noi. Osea a ajuns acolo, dar nu pe un drum plin de glorie, pe un drum plin de lacrimi, plin de sânge, plin de rupere de inimă și de sfâșiere, de lăuntru sfâșiat. Ce i s-a dat lui să facă? Nu intru deocamdată în amănuntele pe care oricum le știți și fratele Doru le-a spus, dar cartea lui are o serie de blesteme, dar și de binecuvântări. Și ele corespund în mare măsură celor anunțate poporului Israel de Moise în Tora, în Deuteronomi și acolo la început, când ei au ieșit din Egipt, când au fost anunțați că există două căi pe care le pot alege și pe care pot merge, pe calea binecuvântării sau pe calea blestemului.
Și cu alte cuvinte, după ani și ani de trăire a poporului Israel cu Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, mai puțin mai mult decât mai mult, au ajuns la momentul în care Dumnezeu a hotărât că trebuie să le demonstreze că El se ține de cuvânt. Și l-a ales pe Osea ca să fie portavocea lui Dumnezeu, care anunță timpul împlinirii acestor blesteme și vestește și binecuvântările ca să se știe de la bun început că Dumnezeu este în principal un Dumnezeu al milei, dar că El nu iartă, așa cum s-a și anunțat numele. El nu trece cu vederea și nu numește pe cel vinovat ca nevinovat și nu iartă lucrurile punându-le sub covor, dar are binecuvântări extraordinare pentru toți cei care înțeleg să vină la El. Osea, numele lui este interesant. Știți cu cine se înrudește numele ăsta, da? Cu Iosua și cu Iisus. E același nume, practic. El reprezintă ideea că Dumnezeu mântuiește. Și lui s-a dat o sarcină foarte grea, să fie această portavoce a blestemelor, inevitabile, incurabile, arătând că legea este fără scăpare și că există o singură nădejde pentru om, și anume harul pe care Iosua, Osea, Domnul Iisus trebuia să-l aducă. De altfel, ați văzut că și în decursul istoriei aranjate de Dumnezeu cu atâta măestrie, Moise n-a putut să intre în țara promisă. N-a putut. Iosua a intrat, adică Osea, adică Domnul Iisus a intrat. El i-a trecut Iordanul, el i-a trecut râul morții pe toți și l-a despicat în două și i-a dus în țara promisă. Și e o mare parabolă aici. Și acest profet Osea, acestui profet Osea îi se dă această sarcină foarte grea de a anunța blestemele, dar și de a-i orienta cu privirea către viitorul care nu este negru pentru cei care iau seama, se supun pedepselor care vin și sunt inevitabile, înțeleg că le merită și acceptă să primească harul care se vestește pentru mai târziu. Înțelegem de ce e foarte mult vorba de blesteme în această carte. Dacă ne uităm la Osea și îl caracterizăm un pic, Osea a trăit în perioada lui Ieroboam al doilea, care a fost un rege rău. Și a fost un proroc care a fost destinat să vorbească oamenilor din regatul de nord. Regatul de nord, după cum știți, cele 10 triburi care s-au despărțit de David, că ei n-au nimic de a face cu casa lui David, da? Ei au și luat o razna cel mai devreme și s-au dus departe de Dumnezeu, cel mai departe de Dumnezeu, după aceea, fără nicio altă șansă de oprire în căderea lor liberă. Au avut împărat rău după împărat rău după împărat rău și Ieroboam, într-un fel, îi culminează. El este ultimul rege din dinastia lui Jehu, care a fost cea mai lungă dinastie din împărăția de nord, care a avut o șansă. Lui Jehu i s-au făcut promisiuni mari, parcă de fiecare dată Domnul a vrut să mai renoiască pentru împărăția de nord. Vă mai dau o dată șansa lui David. Vă mai dau încă o dată șansa lui David. Și a făcut și promisiunea aceasta lui Jehu. Mă, dacă ești credincios, pe tine te pun să-l dărâmi pe cel de dinaintea ta care a fost necredincios și idolatru. Și dacă tu ești, care ai văzut, tu care ai văzut ce te-am pus să faci cu împăratul dinaintea ta, dacă ești credincios, voi stabili dinastia ta. Și i-a stabilit o dinastie care a durat destul de mult până la acest Ieroboam al doilea. Nu numai atât, dar i-a și binecuvântat. Au avut victorii multe, au avut succes financiar, a ajuns regatul de nord să fie, să aibă putere și să aibă prosperitate. Și trăiau, ai putea zice ca în sânul lui Avram, dar nu era ca în sânul lui Avram. Era ca în sânul Satanei, știți, când trăiești așa ca pe nori de bani și de lucruri de care îți poți permite, dar sub tine se erodează pământul și se desface la un moment dat și te înghite cu totul. Așa erau ei atunci. Și în vremea acestui împărat rău, Osea este cel care este trimis să le prorocească. El adresează situația generală a Israelului în planul profetic al lui Dumnezeu, reflectând păcatul poporului și istoria general a națiunii alese, care s-a depărtat mereu de Dumnezeu. Israel fusese programat să treacă prin 6 perioade istorice, fiecare cu caracteristica ei. Și pot fi sumarizate, am să vă dau sumarizarea, dar aș vrea să mai spun numai lucrul acesta, că
El a fost ales să prorocească unei națiuni care a ajuns în culmea bunăstării și în culmea depărtării de Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte greu. Vreau să înțelegeți pentru că, de ce îl spun? Pentru că și noi se pare că trăim tot cam într-o astfel de națiune la ora actuală, știți? Când ești în culmea bunăstării și în culmea depărtării. Foarte greu să-ți ajungă la ureche mesajul unui proroc. Pentru că ești așa de cuprins de toate lucrurile bune din jur, că nu-ți poți imagina că peste noapte poate să vină nenorocirea. Nu-ți poți imagina că Dumnezeu totuși se ține de cuvântul Lui. Și toată filozofia care ți se vinde de la amvoanele lumii de astăzi este că Dumnezeu este departe și lucrează El cumva așa într-o vreme oarecare, dar n-ai de ce să te temi. Poți să dormi pe urechea stângă. Cum se poate ajunge la mintea și sufletul și urechea unui astfel de oameni? Gândiți-vă. Cum? Numai dacă îi șochezi. Nu mai ascultă oamenii în ziua de astăzi decât de șocuri. Uitați-vă la știri și uitați-vă la filme. Am văzut și îmi place foarte mult să mă uit la filme din trecut. Filme făcute de BBC mai de demult sau chiar poate și de români mai de demult. Dar filme, știți ce aveau în ele? Aveau o frumusețe, o armonie care era acolo, o lipsă de șocuri din astea majore. Erau lucruri tragice, erau lucruri grele, că așa e viața, dar nu erau șocurile acestea în care trebuia să-ți arate pe cineva cum îi taie gâtul sau cum îi rupe hainele sau cum știu eu ce grafic. Și la obiect, nu era nevoie de așa ceva. Mintea era suficient de educată, suficient de cultă, încât să completeze toate spațiile lăsate de un astfel de film și să te îmbogățească cu o experiență care avea în principal un scop moral și filozofic. Și să te urce pe scara valorii umane către Dumnezeu. Așa, chiar dacă făcute de nepocăiți. Dar în ziua de astăzi, astfel de filme sunt boring, sunt plictisitoare, oamenii nu mai sunt obișnuiți pentru că sunt prea îmbâxiți cu toate lucrurile și nu-i mai ating decât lucrurile șocante și din ce în ce mai greu să găsești ceva șocant. Cât poți să șochezi pe un om până îi pleznește inima? Ajungi foarte repede la fundul sacului șocărilor existente. În astfel de situație s-a găsit Osea și singurul fel în care Dumnezeu a putut să-l folosească a fost să-l pună, să dea și el un spectacol șocant pentru oamenii obișnuiți numai cu șocuri. Un spectacol la care într-adevăr nu se așteptau pentru că era un om al lui Dumnezeu și pe vremea aceea oamenii știau cum sunt oamenii lui Dumnezeu și aveau așteptările lor și îl pune pe Osea să facă un lucru extrem de ingrat, să-și ia o nevastă curvă și să-și expună toată viața de familie care urmează din această structură oamenilor. Dar să revenim la aceste perioade de care spuneam că pe care le-a parcurs poporul ca să înțelegem unde se aflau pe vremea aceea israeliții din regatul de nord. Timpul e aproape trecut și ne va ajuta să ne aducem aminte lucrurile acesta data viitoare, pentru că, așa cum am spus, vreau să încerc să recapitulez, poate luăm și data viitoare ca să încercăm să recapitulăm, să vedem de ce l-a pus Domnul pe Osea să facă ce a făcut și ce importanță are pentru noi să fim pregătiți să ascultăm de Domnul, că s-ar putea să ne dea niște misiuni șocante și nouă în societatea de astăzi. Gândiți-vă că numai așa ne aud oamenii și altfel planul Domnului nu se face dacă nu există oameni care sunt gata să-L creadă pe Domnul pe cuvânt când vine să le vorbească. Nici nu-ți vine să-ți vorbească dacă nu ești gata. Și pentru noi e un lucru extrem de important să ne pregătim, mai ales la acest Crăciun, inima, ca Domnul să ne poată folosi. Să poată să vină și la noi și să-mi spună, uite, vreau să faci lucrul acesta. Doamne, da, exact așa vreau. Cum i-am spus și lui Moise, cum i-am spus și lui Avram, cum i-am spus și lui Osea, îți spun și ție. Prima dată a fost perioada robiei egiptene. Înainte de robie egipteană, poporul evreu practic nu exista. Exista familia evreilor, dar nu era un popor. Da? În Egipt s-a format poporul, că acolo au crescut, s-au înmulțit și au ajuns să fie ei izolați de egipteni și egiptenii, prin faptul că i-au oprimat și i-au apăsat, au ajutat să coagoleze în noțiunea asta că ei sunt o națiune, ei sunt cei apăsați. Perioada robiei egiptene, o perioadă cu caracteristica ei. Acolo se formează poporul evreu, așa
național, să zic, sau știu ca numere și ca și conștiență. Apoi a urmat perioada exodului și a rătăcirii prin pustie, când poporul este scos din Egipt cu mână tare și cu minuni și începe să-L cunoască pe Domnul mai îndeaproape. Cu sughițuri. După aceea a urmat darea legii și intrarea în legământ, cu binecuvântările și blestemele aferente și anunțate, prin care, de facto, Israelul devine poporul ales al lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îi anunță, v-am ales, nu vă mai părăsesc, vă dau binecuvântări veșnice, dar aveți și responsabilități. Și le-a pus în față muntele Ebal și muntele Gerizim, le-a pus binecuvântarea și blestemul. Apoi a urmat perioada binecuvântărilor, care s-au materializat imediat după intrarea în legământ. Și Israel a fost binecuvântat pe toată istoria lui până când s-au depărtat așa de tare de Domnul și păcatele lor s-au înmulțit așa de mult că s-a ajuns la ruperea legământului. Și Osea este cel care anunță lucrurile acestea, le aduce aminte de tot ce au făcut și le aduce aminte de, într-un mod foarte grafic, de ruperea acestui legământ. Pentru că timpul e trecut, n-am să vă citesc pasajele, dacă sunt interesați în 2, 5 la 9 și în capitolul 1, ce se menționează acolo, arată ruperea acestui legământ cu poporul. Apoi a urmat perioada anunțată de Osea și Osea se ocupă de perioada aceasta în mod special să o anunțe, perioada blestemelor. Când Israelul este pedepsit cu moarte, bol, distrugere, exil, pierderi teritoriale, pierderea templului, etc., pentru lucrurile de care fusese prevenit. Se pot categorisi în, cu litera D, dacă vreți așa să le țineți minte, dureri, decese, decimări, distrugeri, deportări, dărâmări, deposedări. Toate. Plus încă vreo câteva. Toate au venit peste ei. Osea i-a anunțat. Nu numai el. Anunțurile astea s-au amplificat prin toți prorocii, au urmat într-adevăr exilul poporului din nord și apoi exilul poporului din sud, cu toate distrugerile extraordinare care au urmat și care nu le-ar fi crezut în vremea aceea de bunăstare și de liniște, nici să-i fi plătit, nu le-ar fi crezut evreii că se vor întâmpla. Și perioada care urmează este perioada restaurării escatologice, în viitorul îndepărtat, pe care Osea o anunță și sunt multe pasaje, inclusiv cel din capitolul 6, în care urmează să intrăm, dar acest viitor al restaurării urmează numai după darea pedepsii, pentru că erau sub lege. Și nu poți evita pedepsa câtă vreme ești sub lege. Multe pasaje în privința aceasta, data viitoare poate le citim. În toată prorocia este făcut tot mai clar faptul că atunci când ești sub lege, nu poți evita pedeapsa și nu poți să moștenești binecuvântările pentru că nu este nicio cale din cauza păcătoșeniei care este în noi. Frați și surori, în seara aceasta suntem chemați să ne aducem aminte că acolo eram noi înainte de venirea Domnului Iisus. Și de aceea venirea Domnului Iisus e așa de importantă. Crăciunul acesta să nu-L comercializăm, să încercăm să nu-L facem pe Domnul Iisus un Iisus din hârtie. Știți poezia lui Ioanid? Să fie real, să ceară mâncare, să ceară bucuria noastră. Și aș vrea să vă aduc aminte un singur lucru înainte de a încheia. Ați văzut perioadele astea prin care a trecut Israelul? M-am gândit așa și m-a lovit lucrul acesta. Știți, m-am gândit, păi și biserica noastră a trecut prin perioade. Eu n-am prins-o de la început, dar mi-aduc aminte când am venit pe Berwyn. Ce era o biserică foarte tânără, ce aglomerații erau, ieșeau oamenii, stăteau la ușă ca să-l audă pe fratele Daniel și cântau toți. Stăteau la ușă, stăteau afară, că nu încăpeau în biserică. Când se rugau și spuneau amin, se cutremurau pereții, cădea vopseaua de pe pereți, ok? După aia ne-am mutat la Nagel și am crescut acolo, dar a început parcă așa un vânt de răcire. Și încet, încet am crescut și ne-am obișnuit și acum am ajuns aici. Dar nu mai este ca pe Berwyn. Și nu știu cum a fost și mai înainte, înțelegeți? Deci și bisericile trec prin astfel de perioade și vreau să știți că Domnul are... Noi trăim sub har, nu trăim sub lege. Pentru noi există întotdeauna speranță. Dar dacă nu schimbăm cursul, mergem în direcția în care ne duce legea. Legea îmbătrânirii și a morții. Și vreau să
luăm fiecare ocazie, fiecare chemare pe care o primim, inclusiv aceasta, aflându-ne în fața Crăciunului, dar ne reînnoi dedicarea față de Domnul. Amin. Pentru ca și biserica noastră să fie reînnoită și Domnul e gata să reînnoiască fiecare biserică atunci când majoritatea din biserică sunt cercetați și se pun deoparte pentru Domnul și se pocăiesc și doresc să vadă din nou zilele acelea de de entuziasm extraordinar pentru cântare, pentru rugăciune, pentru venitul la casa Domnului, pentru participarea cu frații. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.